Un accident terifiant a avut loc într-un cartier din Timișoara. Un bărbat a fost decapitat de un tramvai. Cum s-a întâmplat totul, ne spune colegul nostru de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu. Bună seara, Ovidiu, ce informații ai până acum? Bun găsit, tragedia a avut loc aici, în stația de tramvai, situată într-un cartier la marginea orașului. Bărbatul, care are 70 de ani, a coborât din mijlocul de transport, după care a mers pe peron în aceeași direcție cu garnitura. La un moment dat, nu se știe din ce cauză, a ajuns în fața tramvaiului, care se pusese între timp în mișcare. Batmanul a frânat, dar a fost prea târziu. Omul spune că pur și simplu nu l-a văzut. Bărbatul a fost lovit în plin și a ajuns sub roțile mijlocului de transport. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii, dar și un echipaj al ambulanței. Din păcate, medicii nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Polițiștii încearcă acum să stabilească dacă bătrânului s-a făcut rău, s-a dezechilibrat și a căzut, sau dacă era sub influența băuturilor alcoolice și din această cauză s-a prăbușit în fața tramvaiului. Cert este că în acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Circulația mijloacelor de transport în comun a fost întreruptă în zonă timp de aproape o oră.